În această lecție vom vorbi despre fracții zecimale periodice și obținerea acestora. Pentru aceasta ne propunem efectuarea câtorva calcule. Deci efectuăm câteva împărțiri. Prima dintre acestea va fi 7 împărțit la 3. O împărțire care aparent nu ne pune în dificultate. Ne scriem în dreapta 7 împărțit la 3. 3 în 7 intră de 2 ori, 2 ori 3 este 6, prin scădere ne rămâne 1. Coborâm următoarea cifră, iar aceasta este o zecimală, respectiv 0. Deoarece am trecut la zecimale, la cât punem virgulă. 3 în 10 intră de 3 ori, iar 3 ori 3 este 9. Prin scădere ne rămâne 1. Coborând următoarea zecimală, obținem din nou 10. Iar 3 în 10 intră din nou de 3 ori. 3 ori 3 este 9, prin scădere ne rămâne 1. Dacă și de această dată coborâm următoarea cifră, observăm că împărțirea noastră se tot repetă. Respectiv din nou 3 în 10 intră de 3 ori și din nou am obține 9, rămânându-ne 1. Iată deci o împărțire care nu se termină. În schimb, ceea ce observăm este că cifra 3 se repetă la nesfârșit. O astfel de fracție se numește fracție zecimală periodică și se notează cu 2 virgulă în paranteză, care va însemna în perioadă cifra care se repetă. 3. Iată deci, 7 împărțit la 3 ne dă o fracție zecimală periodică. 2,3 în perioadă. Se întâmplă deseori să întâlnim astfel de fracții. Să obținem astfel de împărțiri care nu au finalitate, în schimb, în care aceeași cifră sau același grup de cifre se tot repetă. Să vedem o altă împărțire. Și anume 14 împărțit la 90. Ne scriem în dreapta. 14 împărțit la 90. 90 în 14 intră de 0 ori. 0 ori 90 este 0. Prin scădere ne rămâne 14. Coborâm următoarea cifră, aceasta este o zecimală, zecimala 0. Și la cât adăugăm virgulă. 90 în 140 intră odată, 1 ori 90 este 90, prin scădere ne rămâne 50. Coborâm încă un 0. 90 în 500 intră de 5 ori, 5 ori 90 este 450, prin scădere ne rămâne 50. Coborâm următoarea cifră, un 0. Observăm că am ajuns din nou la 500. Deci și de această dată 90 în 500 va intra de 5 ori. 5 ori 90 va fi 450, ceea ce ne va întoarce la 500. Și așa mai departe. Deci în împărțirea noastră se va repeta la nesfârșit, la câtul obținut, cifra 5. Ceea ce înseamnă că fracția noastră este o fracție periodică, este 0,1, care nu se repetă, deci nu este în perioadă, ceea ce se va afla în perioadă este 5. Obținem deci 0,15 în perioadă. Ceea ce va însemna 0,1 și 5 care se repetă la nesfârșit. Ne creăm spațiu de lucru pentru a efectua o ultimă împărțire și anume 122 împărțit la 99. Este egal cu, ne scriem în dreapta, 122 împărțit la 99.
99 în 122 intră o dată, 1 ori 99 este 99. Efectuăm scăderea. Obținem prin scădere 23 și coborăm următoarea cifră, o zecimală, respectiv 0. Adăugăm atunci și virgula la cât? 9 în 230 intră de 2 ori, 2 ori 99 este 198, prin scădere 0 minus 8, 10 minus 8 este 2, 12 minus 9 este 3, iar 1 minus 1 este 0. Împărțirea nu s-a încheiat. Adăugăm următoarea cifră, 0. 99 în 320 intră de 3 ori. Efectuăm 3 ori 99. 3 ori 9 este 27, 3 ori 9 este 27, cu 2 din minte 29. Prin scădere obținem 23. Coborând următoarea cifră 0, observăm că ne-am întors la 230. Din nou 99 în 230 va intra de 2 ori, iar după aceea din nou vom obține 320, în care va intra de 3 ori. Și așa mai departe. Observăm în acest moment că 23, deci cifrele 2 și 3, se vor repeta la nesfârșit. Este deci 1,23, 23, 23. Ceea ce vom nota în felul următor. 1, în perioadă 23. Iată deci, de această dată, nu o singură cifră care s-ar repeta, ci două cifre care se repetă la nesfârșit. Atunci, 122 împărțit la 99 este 1, în perioadă 23. Ceea ce am obținut în aceste trei împărțiri sunt fracții zecimale periodice, adică fracții în care o cifră sau un grup de cifre se repetă la nesfârșit și pe care le-am notat, după cum vedem, la punctul A, B și C, respectiv cifrele care se repetă la nesfârșit puse în paranteză, altfel spus, în perioadă. Mult succes în continuare!